Am depus memoriu de acum două luni de zile. Trebuia ca problemele din învățământ să fie cunoscute încă de luna trecută. S-a amânat. Și s-a nimerit foarte bine ca astăzi, în a șasea zi de grevă, să avem această întâlnire. Bine, acum Prefectura Vrancea nu poate să facă nimic decât sus. Guvernul României este cel care ia decizii. Important este ca de jos să se transmită mesajul nostru, că suntem mulți. Și chiar vă mulțumesc pe această cale că cred că suntem aproape de 1000, așa cum am cerut avizarea. Chiar dacă vocile rele spuneau că nu avem aprobare. Ne asumam răspunderea, plăteam amenda. Important este ca cei de sus să afle că și în Vrancea nemulțumirea este aceeași ca în toată țara. Vă aduc aminte că nemulțumirile noastre sunt și revendicările totodată pe care le solicităm. Majorarea salariilor cu 25% începând cu iunie 2023. A doua revendicare este ca începând cu 1 ianuarie 2024 noua lege a salarizării să pornească cu salariul debutantului de la salariul mediu brut pe economie, care în momentul de față este undeva la 6.700 de lei. Salariul de încadrare, mă. Deci majorarea față de actuala grilă pentru debutant ar fi undeva la 60%. Le-am spus, noi nu cerem dublarea salariilor sau triplarea salariului, doar majorarea lor cu 60%, atât. Dar acum, în acest moment, ne dorim o garanție acest lucru, că așa ei ne promit. Facem, vădăm, o facem. Nu, noi vrem o garanție, vrem o garanție legiferată, o ordonanță de guvern prin care se stipuleze clar că salariul deputatului pornește de la salariul mediu brut pe economie. Pentru că ei se feresc. Vă aduceți aminte că proiectul inițial al legii educației învățământului preuniversitar era prevăzut un articol în care se spunea clar că salarizarea personalului din învățământ se face începând de la salariul mediu brut pe economie pentru deputat.